Bine ne-am regăsit, stimați telespectatori, la noua ediție a emisiunii Sete de Cultură. Ca și celelalte dinainte, din săptămânile trecute, și această emisiune este dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Eveniment care, fără îndoială, a fost pe bună dreptate numit ora astrală a României. Numai că despre această mare unire, istoricii sunt unanim de acord, și nu numai ei, că Marea Unire n-a fost rodul muncii, activității unui om politic, unui partid politic sau a unor interese externe. A fost opera poporului român, în întregimea lui. Iar poporul român a început să se gândească la unire, la reîntregirea neamului aflat în state diferite, dar vecine, încă cu sute de ani înainte. Și primele semne nu au fost unirea înfăptuită pentru scurtă vreme, adevărat, de Mihai Viteazu. După aceea au urmat unirile mici și anul 1918 cu Marea Unire. Dar redeșteptarea ideii de unitate națională a apărut de foarte timpuriu la români. Ori, un rol deosebit de important în redeșteptarea ideii de unitate națională și întreținerea idealului de unitate l-a avut școala. Unul din întemeietorii școlii în Moldova a fost un cleric, o înaltă față bisericească, legată strâns de roman. E vorba de episcopul Veniamin Costache. De aceea invitatul meu de astăzi este părintele Florin Ciuscanu, doctor în istorie, și vorbim despre Veniamin Costache pentru că s-au împlinit zilele acestea 250 de ani de la nașterea acestuia. Părinte, fiți binevenit în emisiune. Bine v-am regăsit. Vă predau ștafeta. V-ați întors de curând de la un eveniment deosebit de important legat de... foarte important în viața bisericii, și anume comemorarea lui Veniamin Costache în satul său natal, în satul Roșiești din județul Vaslui, fost fălciu de odinioară, 250 de ani de la nașterea acestui mare ierarh al Moldovei, care a marcat timpul său prin lucruri cu totul deosebite. Este ctitor de școală românească, dar este ctitor de instituții de asistență socială. Este o premieră pentru acel moment, pentru începutul veacului al XIX-lea, când un episcop precum Veniamin al Romanului, la vârsta de 28 de ani neîmpliniți, el era deja episcop la Roman, el se gândește să înființeze un spital și o spițerie, o farmacie aici în orașul nostru. Deci, iată, se cuvine să-i aducem și noi un prinos de recunoștință și să-l aducem astăzi, cum spunea atât de frumos Nicolae Iorga, în lumina făcriilor de pomenire, înaintea unora care l-au uitat, dar poate că înaintea altora care nici măcar nu au auzit de dânsul. Deci este așa important să vorbim astăzi despre Veniamin Costache în contextul anului centenar al Unirii, pentru că el a trăit într-o epocă de renaștere spirituală, o renaștere culturală și politică, am spune, perioada după domniile fanariote de la 1821 până în 1918, în care țările române au trecut într-o nouă etapă prin oameni deosebit de valoroși și implicați în viața politică, culturală, spirituală. Mă gândesc aici la Veniamin Costache în Moldova și la Andrei Șaguna, marele Andrei Șaguna în Ardeal, în Transilvania. Iată, acest Veniamin Costache este atașat foarte mult în perioada tinereții sale de această urbe a Romanului, pentru că aici a locuit 7 ani, a fost episcop de Roman în perioada aceasta 1796-1803, după care a fost ales mitropolit al Moldovei. Iarăși la o vârstă foarte fragedă. Foarte tânăr, mitropolit, și a slujit în cea mai înaltă treaptă a ierarhiei Moldovei vreme de 40 de ani, cu două retrageri, două perioade de retragere din scaun,
Deci până în 1843 este o pagină glorioasă din viața bisericii și a culturii noastre, aceasta scrisă de Veniamin Costache, și tocmai de aceea anul acesta Mitropolia Moldovei și Bucovinei a găsit potrivit să organizeze un mare simpozion național, Mitropolitul Veniamin Costache, 250 de ani de la naștere, chiar în județul Vaslui. Au fost implicate toate forurile politice, culturale, spirituale, Episcopia de Huș, în bunul mers, buna desfășurare a acestei activități ample, în care au participat atât Mitropolia Moldovei, cât și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Episcopia Hușilor, dar și din zona Sucevei și Rădăuților, deci toate eparhiile Moldovei au fost prezente prin ierarhi sau delegații acestora. Eu am participat ca delegat al Înalt Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și am susținut aici o comunicare intitulată Veniamin Costache, Episcop al Romanului. Doar segmentul acesta l-am avut în atenție, pentru că toți vorbitorii au încercat să aducă noi mărturii despre un capitol din viața și opera lui Veniamin. Au fost prezenți, între alții, domnul academician Răzvan Teodorescu, domnul academician Valeriu Matei din Republica Moldova, profesori universitari de la Universitatea din Iași și București, decanul Facultății de Teologie din Iași, părintele Ioan Vicovan, și foarte mulți istorici și cercetători preocupați de viața și opera lui Veniamin Costache. Va fi publicat și un volum cu toate aceste comunicări, dar aceasta este doar, să spunem, ultima activitate, ultima pagină pe care posteritatea o dedică marelui Veniamin Costache la împlinirea 250 de ani de la naștere. Efectiv, manifestarea, simpozionul, în afară de o sesiune de comunicări, a mai cuprins și alte activități. Sigur, probabil un moment s-a derulat la școala din localitate, unde a fost dezvelit un bust deosebit de impozant cu Veniamin Costache, și școala din localitate a primit numele Școala Veniamin Costache Roșiești. Apoi, în centrul acestei localități în care s-a născut Veniamin, s-a ridicat o troiță de către comunitatea locală, o troiță deosebit de frumoasă, care a fost sfințită de către Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Ignatie, chiar în ziua de 30 iunie, și la biserica din localitate a avut loc o slujbă de pomenire și totodată o întâlnire a fiilor satului într-un cadru solemn, în prezența Preasfințitului Episcop de Huș Ignatie. Primăria a organizat activități pe plan local, a fost o sărbătoare, Consiliul Județean a fost implicat de asemenea, și o prezență numeroasă, deci s-a apreciat în jurul a 3.000 de participanți în duminica, în ziua de 30 iunie, la acest popas comemorativ, 250 de ani de la nașterea lui Veniamin Costache în satul său natal. Un lucru deosebit de frumos și o lecție de istorie pentru toți cei de față. Apropo de istorie, haideți să spunem câteva cuvinte din biografia înaltului cleric. El, din câte se știe, provenea dintr-o familie de boieri. Boieri moldoveni. Da. S-a născut într-adevăr într-o familie foarte cunoscută, familia Costache, în zona Bârladului, și o profesoară din Bârlad se preocupă de arborele genealogic, a ajuns până la Ștefan cel Mare, cu înaintașii mitropolitului Veniamin, un vornic pe nume Boldur, a fost fetnicul lui Ștefan cel Mare, din partea tatălui, iar de pe mamă ea provenea din familia foarte cunoscută a Cantacuzinilor,
sau mai simplu îi se spunea Canta, ea avea mulți înaintași în poziții cheie, în alte dregătorii din țara românească, cantacuzinii, se înrudeau cu Brâncoveanu, cu... Deci o familie nobilă, familie boierească foarte cunoscută și au fost 5 frați la părinți, el a fost al treilea dintre cei 5 copii. Vreau să vă spun cum frate al mitropolitului a fost la episcopia noastră, călugăr, și a îndeplinit o funcție de dichiu al episcopiei, un administrator, da, să spunem. Se numea din botez Constantin, iar după călugărie Chesarie. Și acest Chesarie a avut un sfârșit tragic, a murit aici la Roma, s-a înnecat, dar iată, este prezent în documentele noastre bisericești, iar o soră a sa, Elena, care se va călugări cu numele Elisabeta, va avea 30 de ani responsabilitatea aceasta de stareță a mănăstirii Agapia, unde împreună cu fratele său Veniamin va organiza o școală pentru călugărițe. Revenind la biografia mitropolitului Veniamin Costache, putem spune că în vremea respectivă, deci vorbim de a doua decada a secolului al XVIII-lea, școlile erau inexistente, mai ales la noi în Moldova. Nu putem vorbi de școală publică, școală oficială, doar școlile acestea particulare, așa cum părinții săi l-au dat și pe tânărul Vasile la un dascăl grec, mai apoi l-au dus la Trei Rari, unde de asemenea exista o școală monahală, dar se predau aici discipline pe lângă teologie, filozofie, geografie, deci era o școală de cultură generală, am spune, dar aici a deprins foarte bine și limba greacă, ceea ce... Da, trebuie să spunem că la ora aceea, cei care făceau, nu neapărat că erau profesori, dar cei care se ocupau dascăli, de dascăli, așa se numeau, erau dascăli, în general străini. Sigur, grecii dominau, erau și ruși, el a mers mai mult spre această orientare spre limba greacă, dovadă că și traducerile sale, foarte multe traduceri care le-a făcut mai târziu, sunt din gândirea și teologia greacă. A studiat aici la Trei Rari și, fiind un tânăr foarte înzestrat, cu calități alese, avea o evlavie deosebită, era foarte smerit, cuvincios, respectuos. El s-a impus în viața bisericească încă de timpuriu, fapt pentru care a fost îndrăgit de episcopul de Huș și mai apoi acesta, ajungând mitropolit al Moldovei, l-a călugărit și i-a dat numele Veniamin după numele fiului patriarhului Iacov. Pe mitropolit îl chema Iacob Stamati și i-a dat acest nume biblic, Veniamin, la călugărie, așa cum spuneam, la vârsta de 15 ani, deci un tânăr care promitea și care s-a dedicat plenar vieții și slujirii bisericii. Ajunge treaptă cu treaptă în ierarhia bisericească până la demnitatea de arhiereu. Întâi este numit mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane. Mitropolitul Iacob îl ținea mereu aproape și îl aprecia foarte mult pentru calitățile sale. Îl pune apoi egumen la mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, una din cele mai cunoscute mănăstiri, pentru faptul că aici ființa un spital din secolul al XVIII-lea, Spitalul Sfântul Spiridon, iar la o vârstă fragedă, aș spune, deci este o premieră în viața bisericii noastre, la nici 23 de ani, acest Veniamin Costache este ales episcop al Hușilor. Hirotonia are loc la Iași, a primit o gramată mitropolitană prin care mitropolitul Iacob își arată admirația și prețuirea față de acest tânăr și îl încredințează bisericii.
pentru această înaltă slujire arhierească, îndemnându-i pe toți să-i dea ascultare și cinstire, chiar dacă este mai tânăr, el are înțelepciunea și maturitatea pentru a conduce turma lui Hristos spre mântuire. Să păstrează această gramată mitropolitană foarte frumoasă. La Huș s-a ocupat de catedrala mitropolitană, probleme gospodărești, după care același mitropolit îl recomandă pentru demnitatea de episcop al Romanului. În martie 1796 a murit episcopul de Roman, Antonie, și atunci scaunul episcopal, rămânând în văduvie, spune o cronică, acest mitropolit de pioasă amintire, Iacob Stamatie, spune: ne-am gândit la fratele nostru într-o arhierie, Veniamin, să-l aducem din scaunul de la Huș la Roman, și îi acordă din nou aceeași gramată mitropolitană din scăunare, care se păstrează, și arată aici că era un tânăr cuvincios, cu știință de carte, cu multă înțelepciune, și calitățile sale menționate în gramata mitropolitană, într-adevăr, se regăsesc în opera sa, în activitatea frumoasă și rodnică pe care o are Veniamin. A stat în Roma în vreme de 7 ani. A avut multiple preocupări și implicații în viața cetății. Vreau să vă spun un lucru, anume că în Roman, episcopia în vremea sa întâmpina foarte mari datorii. Episcopul Antonie a lăsat episcopia cu foarte multe datorii, fiind și perioada domniilor fanariote, dările, toate aceste datorii erau foarte mari și de aceea nu au putut face față nevoilor, cerințelor, și episcopia s-a îndatorat. Veniamin încearcă în primul rând să scoată eparhia din această stare apăsătoare, erau foarte multe datorii, și a încercat să intermedieze, să intervină la domnitorii Moldovei care se succedau, să primească anumite privilegii și scutiri de taxe și de dări. Și Scarlat Alexandru Calimachi și ceilalți au încercat să-l ajute, dar târgoveții au fost nemulțumiți de aceste hrisoave domnești care veneau către târgul Romanului în sprijinul episcopiei pentru a-și aduna toate datoriile, și s-au târgănat toate aceste lucruri, așa încât nu a reușit, am spune astăzi, să-și împlinească dorința sa de a achita toate debitele, toate datoriile, dar în schimb a făcut un lucru deosebit de frumos. Personal, tânărul episcop de Roman, la vârsta de 30 de ani, deci avea 30 de ani pe atunci, s-a îndatorat cu 80 de pungi de aur pentru a înființa în Roman un spital și o spițerie. Prima farmacie din Roman, pe nume Minerva, iată sunt opera sa, un tânăr de 30 de ani preocupat de caritate, de asistență socială. Nu, mi se pare un lucru absolut inedit, da, mai ales pentru secolul al 18-lea, da, de sfârșit de 18. Și era, trebuie să spunem, al doilea spital din Moldova, mai era cel, da, de la Iași. Sfântul Spiridon și Precesta Mare din Roman, care devine, deci, al doilea spital important al Moldovei, sub tutela bisericii vorbim. Iată Veniamin, ctitor de spital, ctitor de farmacie aici la Roman. Da, deci s-a îndatorat cu 80 de galbeni, fiecare pungă conținea 50 de galbeni, și cu banii aceștia s-au construit două localuri, efectiv. Unul a spitalului și celălalt a farmaciei, cum ați zis. Bine, erau mai mici. Și prima denumire a spitalului a fost Ospitalul Săracilor.
avea 10 crivaturi, adică paturi, 5 pentru bărbați, 5 pentru femei și 21 de articole de inventar, care, la urma urmei, se puteau găsi în orice gospodărie. Așternuturi, străchini, linguri, ciubere pentru apă și așa mai departe. Deci, la 1 aprilie 1798, ea ființă al doilea spital ca vechime din Moldova. Primul medic al spitalului a fost un austriac, Iosefus Mer, probabil medic militar, ajuns prin părțile noastre, și alături de el mai funcționeau câțiva poslușnici, așa se numeau cei din personalul auxiliar. Mai târziu, pomeneați de domnitorul Alexandru Calimache, mai târziu, totuși, episcopul Veniamin Costache a reușit, în 1803, e adevărat, să îl convingă pe domnitorul Alexandru Calimache să renunțe la perceperea dării datorate de episcopie, în favoarea spitalului însă, un lucru iarăși remarcabil. Și în 1806, domnitorul Alexandru Moruzi, la care Veniamin Costache intervine și în problemă, o să discutăm probleme de taxe, da? Și privilegii. Domnitorul Alexandru Moruzi redă episcopiei pentru întreținerea spitalului circa 4.000 de oca de sare. Cam așa a început spitalul din Roman, deci la inițiativa și cu sprijinul nemijlocit al episcopului de atunci, Veniamin Costache. Pe lângă această ctitorie, trebuie să amintim că Veniamin Costache a ridicat în Roma și o casă arhierească, o casă refăcută recent prin osteneala chiriarhului nostru, și astăzi casa ce îi poartă numele Veniamin Costache este muzeu, este, deci ea găzduiește colecția muzeală, patrimonială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Această casă arhierească este zidită în latura sudică a Catedralei Sfânta Cuvioasă Parascheva și poartă pe frontispiciu o pisanie foarte frumoasă. Este scrisă de ctitorul ei, de Veniamin Costache, în versuri, și mesajul ei este acela că viața noastră este trecătoare, de aceea este dator fiștecare să se înveșnicească prin fapte bune și să rămână numele său consemnat trainic în această lume. Deci, iată, gândul și mesajul lui Veniamin este să facem ctitorii, să facem lucruri trainice pentru a rămâne numele consemnat în istorie. Părinte, o să trebuiască să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și în partea a doua a emisiunii o să vorbim și despre rolul său ca și ctitor la mănăstiri deja existente. Adică o să ne explicați de ce este considerat ctitor și la Agapia, și la Miclăușeni, și la Neamț, și la Sihăstria, dar asta după o scurtă pauză de publicitate.